În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un pic mai grămat și v-ați întrășteză și oameni toată biserica. Mă gândeam în clipa când trebuia să încep să vorbesc, dacă tabloul de față n-ar fi un frumos tablou apocaliptic în care Mântuitorul spunea: de n-ar fi fuga voastră iarna. Și când mă gândeam la lucrul acesta, mă gândeam la următoarea întrebare. Dacă s-ar cere acum sufletele noastre din mâna lui Dumnezeu, de câți i-ar găsi la rugăciune și în biserică și câți din lene stau acasă pentru că-i frig afară? La fel este și cu sufletul omului. Câți din lene nu se roagă și sufletul stă înghețat de frig în temnița de luta trupului, necunoscând darul, dragostea, voia și iubirea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, raportat la timpul nostru, la numărul la cât suntem, biserica rânduiește din totdeauna și de veacuri și în toată vremea învățături posibile trezirii sufletului omenesc la adevăr și viață. N-am terminat bine lupta duhovnicească Apostolului Patruzecimii sau Apostolului Crăciunului, cum mi se mai spune, și iată-ne că începem să pregătim lupta duhovnicească pentru postul învierii Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos. Iarăși rane, iarăși sânge, iarăși grijă și nevoi, cartofi fierți, mămăligă, pâine uscată, ceai, poame. Of, atâtea griji cu biserica asta și atâtea probleme, nici nu mai știi ce să mai faci. Parcă prea multe se adună grămadă și prea multe se cere și nimic nu se oferă. Biserica creștină oferă cel mai scump dar decât toate. Întâi piatra Hristos, mărgăritarul cel de preț pe care îl ia omul cu lingurița în Sfintele Taine, în care atunci, în acel moment, se revarsă în sufletul lui întreg Duhul Sfânt. Când spun întreg, nu înseamnă că el poate fi împărțit în jumate, ci toată dumnezeirea în plinătatea ei. Iar al doilea dar pe care îl oferă este mântuirea sufletului, lucru pe care voi îl mai povestiți așa, dând cu sapa și cu coasa, pentru că suntem mai mult de ai casei, adică cei de localitate de aici. A, păi știu cum mătră ce mai fi și după moarte. Vă spun eu ce spune Hristos. Cei ce au făcut fapte bune spre învierea vieții, iar care au făcut fapte rele la învierea osândii. Deci asta este. Iar cei care s-au împărtășit de aici, cum spune în rugăciunea Troscomidiarului, și pe toți care în nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit cu împărtășirea ta, Hristoase Dumnezeule, pomenește-i într-o împărăția ta. Iar cei ce au murit fără de vreme și nebăgați de seamă, vor da răspuns la înfricoșata judecată, cum spuneam și altă dată și am să o spun cu nenumărate mii de momente, vor da răspuns de glasul clopotului, vor da răspuns de glasul toacei, vor da răspuns de glasul cântărilor de la strană și a tot ceea ce biserica învață și ei trec așa ca pe lângă bulevard, fără ca să se gândească la sufletul care mâine, poi mâine pleacă în veșnicie de acolo de unde a și venit. De aceea Evanghelia de astăzi a vameșului și fariseului face parte din primele trei Evanghelii pregătitoare. Ce înseamnă pregătitoare? Care ar fi nepregătitoare? Ci cu deosebire aceste trei Evanghelii au trei căi. Prima arată calea căderii prin mândrie, deci fapta bună cu mândrie, și o să o discutăm așa pe întelete, apoi păcat și pocăință, fiul risipitor, care o să auziți duminica viitoare și timpul și locul ei, nu ne interesează. Și apoi cea din urmă, izgonirea lui Adam din rai. Izgonirea lui Adam din rai. Și a omului din fața lui Dumnezeu. Iar cea mai concentrată dintre toate, cu care se încheie duminicile pregătitoare și începem cu adevărat nevoința postului, este prezentarea înfricoșatei judecăți. Judecată de care nu va scăpa toată făptura pământului, începând de la copilul sau pruncul de țâță, până la bătrânul cu plete albe, fie mort de sute de ani, sau fie că noi nu toți vom gusta moartea, dar într-o clipă ne vom schimba din trupuri pământești, pline de rachiu sau de lene și de trândăvie sau de mâncare, de trândăvie și de băutură, în trupuri duhovnicești. Efrem Sirul, luminate
spre viață și întunecate spre păcat și moarte. Evanghelia de astăzi este Evanghelia faptelor bune făcute cu clopoței. Mulțumesc-ți, Doamne, că nu sunt eu ca ceilalți. Îs și gospodar, am și boi, am și vaci, am și cai, dau și zeciuială, măr și la biserică, nici nu-s despărțit, am cununat și am botezat și se bate cu pumnul în piept arătând pe toți ceilalți care n-au făcut nimic. Și cel ce nu face nimic, dacă se smerește, câștigă. Și cel ce nu face nimic din lene, dacă se smerește, câștigă. Și cel ce nu face nimic din nepăsare, dacă se smerește, câștigă. Și știți istorioara de la Pateric, convingătoare, în care moartea celui trândav, fără grijă de alții, a fost mai luminoasă și mai încununată de îngeri decât moartea celui ce le făcea pe toate și avea grijă celorlalți. Zice, fiul meu, Fecioara Maria, în clipa când trebuia să dea sentința judecății acelui suflet, nu tu ai spus că cel ce nu judecă nu va fi judecat? Și s-a dus omul cu adevărat în rai. Iar cel ce trecea pe pod, plin de patim și păcate, simțind că podul se rupe, a spus o singură vorbă. Doamne, Maica Domnului, dacă crezi că trebuie să mă mântuiesc, mai lasă-mă să mă pocăiesc, dar dacă știi că greșesc și n-am șansă de mântuire, ia-mă acum și mă mântuiește. Și în clipa aceea podul s-a rupt și el s-a necat și dracii, din răutatea de a se răzbuna, au furat limba, căci pe limba lui scria Maica Domnului, dacă vrei și știi că pot să mă mântuiesc, lasă-mă, iar dacă crezi că greșesc, ia-mă acum să mă, și mă mântuiește. Și venind trupul la judecată, îngerii au văzut că trebuie să mai existe ceva bun la el și în clipa aceea, căutându-i limba pe care dracii o furase cu scop viclean, pentru că știind că arătându-se limba în fața judecății, acela va moșteni raiul, atunci ei vor lua sufletul liniștit. Dar iată că judecata al Dumnezeu cea prea milostivă, cum arată și patericele, vine și spune, o singură picătură din sângele crucii suficient să ridice păcatul întregii lumi. Dar întreaga baie de sânge a Dumnezeirei, care a scăldat crucea și muntele Golgotei, câtă lume trebuie să mântuiască? Că eu n-am venit să pierd lumea, ci să o mântuiesc. Eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Eu am venit ca lumea să aibă și să aibă din belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Ele vor auzi glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Va fi o turmă și o casă de adunare, ci va fi o biserică și un singur Dumnezeu. Evanghelia de astăzi are trei criterii frumoase ascunse sub taina literelor în ea. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Doi oameni fără nume, doi oameni fără timp, doi oameni fără funcții, doi oameni fără studii, doi oameni neconsemnați cu domiciliu, cu avere, cu familie sau fără familie. Dar în schimb, în același timp, se arată că erau din două categorii sociale fățarnice. De ce spune că fățarnice? Unul fariseu, și ce spunea Mântuitorul despre farisei? Vai vouă care vă smoliți fețele și stați prin piețe cu haine lungi, rugându-vă la vedere, care mâncați casa văduvilor și așa mai departe, nu vă spun eu. E un argument cu care sectarii ne împroașcă așa cu bobărnace pe ori când ne prind la înghesuială. Iar acel vameș, nici nu mai este nevoie să discutăm despre el prea mult, era perceptorul unei treceri dintr-un ținut în altul, care sigur trebuia să vămuiască 10 sau 12% sau 14%, cât era rânduit pe vremea aceea acel TVA al mărfii respective, și să-l ducă, cum se spune, consiliului sau să-l dea județului sau casiriei principale a ținutului, deci la vistiernic, cum se spune. Și sigur și unul și altul șarlatani. De ce? De ce n-ar trece vameșul marfă fără acte? De ce n-ar da voie la prieteni să nu plătească cât trebuie? De ce n-ar pune un impozit mai mic și să-și ia bacșișul și multe altele? Deci noi le știm astea din lumea contemporană. Fariseul, însă, și aici putem numi în funcția de fariseu pe toți cei ce cunosc legea lui Dumnezeu, de la creștinul cel mai tânăr până la cel mai bătrân, de la clericul cel mai începător până la cel mai avansat și desăvârșit,
care întotdeauna ar avea impresia, sau cum spune și în canoanele bisericii creștine, zice, cel ce ar defăima căsătoria, anatema să fie, cel ce n-ar mânca carne din îngrețoșare, anatema să fie, cel ce ar defăima căsătoria sau călugăria și invers, deci anatema să fie. Deci sunt lucruri care Dumnezeu, prin binecuvântare, le-a lăsat ca lucruri sfinte. Deci și căsătoria este sfântă, și călugăria este sfântă, și mâncarea este sfântă, și postul este sfânt. Deci cel ce mănâncă nu judecă pe cel ce nu mănâncă, și invers, și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar iată că fariseul acesta ce făcuse? Om drept fiind. Drept fiind. De ce? Arată pe mai de jos, în concentrația Evangheliei, în învățătura ei, toate câte putea omul acesta să le facă bune. Și noi vom merge la faptele cele bune. Nu ne vom băga la starea sufletească. Și spune așa. Eu dau zeciuială din tot ce câștig și postez de două ori pe săptămână. Și creștinii postez, miercurea și vinerea. Și ei dau zeciuială, ca prind un pomelnic la biserică sau o lumânare. Dau un pomelnic la biserică sau o lumânare. Dar, în momentul acela, a început hrana dinăuntru a omului, clevetirea, să-și adrate argumentele sau colții. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt ca toți ceilalți oameni. Și când spun îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt ca toți ceilalți oameni, eu mă întreb cum sunt ceilalți oameni. Ia să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Omul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toți sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșului și cum spune acolo în psalmul de la Catisma 1, deci psalmul 1, că el e ca pomul lângă izvoarele apelor. Iată cum este omul. Bun, drept, frumos, sfânt, cu suflet, dar tot Scriptura vine și spune, omul bun scoate cele bune din vistirie inimii sale. Dacă Hristos a fost corect, n-a fost bigot și duplicitar, n-a fost fals în învățătura sa și ceea ce făcea era în fapte și în adevăr același lucru, atunci el i-a văzut pe toți oamenii la fel. De aceea a și spus în pildă că doi oameni se suiau să se roage în templu. Iar când s-a referit la oameni, s-a referit la starea desăvârșită a omului legat de Dumnezeu. Deci nu poate să intre în biserică oameni păcătoși. De-abia cu totul mai târziu Apostolul Pavel vine și consemnează și spune în biserică sunt și vase de cinste și de necinste. De ce? Iată să vedeți ce înseamnă vas de cinste și de necinste. Aci se mântuiește un pusnic care e mare rugător până într-al șaptelea sau al nouălea cer sau are extaz, aci se mântuiește o babă care a făcut 30 de avorturi. Și ce poți tu să-i ceri socoteală lui Dumnezeu? Aici se mântuiește acum un patriarh și dincolo se mântuiește un tâlhar care tocmai scăpasă de glonțul pistolului și a căzut în apă și s-a necat, cu o lacrimă în ochi sau cu o părere de rău. Poți să-i ceri tu socoteală lui Dumnezeu? Nu se poate. Dar iată că în momentul când fariseul se vede în fața Sfântului Altar și se vede în fața Sfintelor Taine, ale lui Dumnezeu și a cerului pe pământ, pentru că în biserică stând în cer, mi se pare asta, începe să spună, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Te pomenești că era făcut dintr-un alt aluat decât al lui Adam și al Evei. Te pomenești că avea un dublu suflet, sau avea un dublu cap, deci gândea la modul imperativ de acum. Nu. Era un om ca toți oamenii, stăpânit de slava deșartă. Să nu ne rugăm ca fariseul fraților, spune cântarea de la strană. Pentru că cel ce se va smeri, se va înălța, iar cel ce se va înălța, se va smeri. S-a umflat sinele, a depășit capacitatea umană de gândire, a depășit sinele propriu al omului, care poate în orice clipă să-i stea inima și să moară, să crape ficatul și să moară, să se blocheze un rinic și să moară, să cadă jos să-și rupă un picior sau să facă o hemoragie și să moară. Și în clipa aceea a uitat că el e ca toți ceilalți oameni, n-are nimic în plus. Carne și oase, trup și sânge. Dar până unde s-a umflat? Până unde Evanghelia face analogie cu celălalt fariseu, că mai întâlnim un fariseu și o să-l vedeți duminica viitoare. Tată, eu sunt toată vremea cu tine și mie nu mi-ai dat măcar un ied?
Un comentariu foarte frumos al lui Nichifor Crainic, legat între fariseu și fiul mai mare al fratelui risipitor. Fratele risipitor păscuse toți porcii păcatelor, n-a rămas patimă din care să nu guste. A luat-o, cum se vede astăzi în societate, a luat-o de la desfrânarea prematură, a terminat-o în desfrânarea peste fire și mai presus de fire propriu zise, a luat-o cu huzurul, cu dezmățul, cu beția, poate cu mâncarea și cu tot luxul și s-a trezit gol. Dar ce fel de om gol! S-a trezit mai gol decât Adam. Adam a avut curaj să-i spună lui Dumnezeu în față, Doamne, sunt gol și nu pot să stau înaintea Ta. Ăsta s-a văzut mai gol decât Adam prin cuvintele pe care le spune. Câți argați ai tatălui meu, mănâncă pâine și eu pierde foame. Mă voi duce și voi spune că am greșit și la cer și înaintea Ta. Deci a greșit de două ori, cerului și pământului. A greșit lui Dumnezeu și a greșit oamenilor. A greșit în primul rând celui pe care trebuia să-l iubească, prima poruncă. Îl lăsăm. Dar vine fiul risipitor în toată veselia în împărăția lui Dumnezeu și vine fratele fiului risipitor sau fariseu și începe să strige cât poate. Și-a mâncat averea cu desfrânatele și acum îi faci chermeză? Acum îi faci ospăț? Și mie nu-mi dai măcar un ied să petrec cu prietenii? Cine erau prietenii? Cine era iedul și cine era ospățul și cine era el? El era omul care întotdeauna vrea să guste patima. Era omul care știa că stă lângă patimă și are dreptul să o guste. Știa că este oprit de legea bisericii. Ținea și la sfintele taine, dar se îndulcea în minte și era zavisnic de ceilalți care cădeau în desfrânare. Era zavisnic de ceilalți care fumau și beau sau făceau alte lucruri slabe, gândind de ei, cum nu le-aș face și eu, dar dacă sunt credincios și merg la biserică, cum o să mă justific duhovnicului? Sau mai mult decât atât. Ce zicea? N-o să fac o desfrânare, dar măcar să văd o revistă porno nu mi-i îngăduit. N-o să fac eu un adulter sau un avort, dar măcar o revistă destrăbălată sau un film mizerabil să mă uit. Ce n-am voie, doar nu păcătuiesc. Știu eu să-mi stăpânesc mintea. Ei, Dumnezeu nu îngăduie acest lucru. Dumnezeu spune că păcatul cel mai mic este pus în cântarul dreptății Lui egal cu cel mai mare. Deci nu există formă atenuantă de păcat. Să spun că am făcut păcatul A de 0,02 grame și păcatul B de 0,07.000 de kilograme. Nu există așa ceva. Deci păcatul rămâne păcat. Între mușcătura lui Adam din pomul oprit al cunoștinței binelui și răului și între mușcătura gândului sau al înălțării minții că eu pot să mă stăpânesc în fața păcatului cu propria putere, nu e nicio diferență. Toți au căzut. Că așa și spune. Și noi ne uităm în Psaltire și Duhul Sfânt ne învață. Zice, voi sunteți Dumnezei și fiei celui prea înalt. Dar ca unul din boieri greșiți, cădeți și ca oamenii muriți. De ce? Așa a greșit dracul din mândrie. Ce? S-a apucat dracul să desfrâneze? S-a apucat dracul să fure? S-a apucat dracul să se îmbuibe, să dea în lăcomie, în beție sau în iubire de argint? Doamne ferește! Dar în clipa, când omul ajunge să se înalță cu mintea că el nu-i păcătos, cum spune Evanghelistul Ioan, cine zice că e fără de păcat, mincinos este. Sau cine spune că își iubește aproapele, dar el îl urăște, sau spune că îl iubește pe Dumnezeu, mincinosește. Deci formele atenuante ale păcatului, Mântuitorul le-a distrus în legea darului, spunând clar, cine are ură, moarte săvârșește, cine are poftă de femeie, prea curvie săvârșește. Păcatul este egal și integral. Ei, de data aceasta, același lucru se întâmpla și aici. Fariseul se pare că nu făcea faptele vameșului și nici nu făcea ceva rău. Dar avea aceeași mentalitate opusă de înălțare pe mândrie în fața lui Dumnezeu cu fratele fiului risipitor. Și atunci sigur că și fratele fiului risipitor îi aruncă lui Dumnezeu blasfemie în față și spune ăsta își face de cap și tu îi faci o spețe, îl împărtășești, lucru firesc în viața laică, când noi judecăm Iaca și Marița a venit la împărtășit. Dar cum se împărtășește oare asta, că câte păcate are? Iaca și Ileana a venit la împărtășit. Cum se mai împărtășește asta, câte știu eu despre ea? Poți să le știi tu pe toate. Ce-i treaba ta? Că biserica absolvă păcatul, îl dizolvă și îl dezleagă și dă omului dezlegare la împărtășanie. Biserica e ucigătoare de suflet sau ziditoare de suflet? Și atunci începe. Nu-s ca ceilalți oameni, răpitori. Știm ce înseamnă. Nedrept. El era foarte drept.
adulte sau ca acest vameș, unitatea de măsură a păcatului a Vechiului Testament, în care Mântuitorul Iisus Hristos obișnuia să spună de multe ori, dacă fratele tău l-ai certat între tine și el, între tine și mai mulți, între tine și biserică sau sobor și nu se îndreaptă, să fie ca un păgân și vameș. Adică vameșii erau oamenii cei mai interceptați negativ în societate pentru lăcomia lor de atunci și comportamentul lor bigot și duplicitar. După ce își arată toată fala, după ce își arată toată puterea, câte face, câte dă, câte poate, câte nu le poate, fariseul se oprește liniștit din rugăciunea lui și stă mulțumit de sine, iarăși o fica mândriei, în ideea că a făcut o faptă bună. S-a înălțat întâi în sine, s-a suit la templu să se roage, și când spun că s-a suit la templu să se roage, poate că s-a rugat chiar în inima lui și poate că nu o făcea chiar în templu, putea să o facă și la casa lui, dar a făcut cea mai mare și mai fatală greșeală, că i-a făcut lui Dumnezeu radiografia lumii. Și greșeala care a făcut-o și a comis-o era aceasta. În capitolul facerii, Mântuitorul Iisus Hristos, sau cuvântul întrupat de veac, care grea și era în sfatul Sfintei Treimi, la fiecare zi de facere, Dumnezeu Tatăl spunea, și a văzut Dumnezeu că sunt bune și bune foarte. Deci toate lucrurile erau bune, iar în fața acestui om începea să apară o lume bigotă, în care hrăpăreala, adulterul, curvia, hoția, erau la rang de dogmă și numai el era singurul sfânt între ei. Iată greșeala prin care el se întoarce nefolosit la casa sa. Vameșul departe stând, ce înseamnă departe? Departe de Dumnezeu înseamnă acea rugăciune simplistă și acea rugăciune sufletească pe care noi creștinii ni s-a întâmplat să o aruncăm uneori în disperare lui Dumnezeu și să luăm măsura iertării, a îndreptării sau a, să spunem, a împlinirii oricărei dorințe. Și eu vă pot exprima în felul următor, ca să o înțelegeți. Sub pretextul unei istorioare întâlnită de mine de-a lungul timpului sub epitrafirul de spovedanie. Vin teologii, vin călugării, vin studenții, vin filozofii, vin oamenii citiți. Părinte, zice, ceva despre Sfânta Rugăciune. Ce să spun despre Sfânta Rugăciune? Trebuie să ne rugăm mult ca mintea să cearnă întâi păcatul, să rămână apoi să cearnă numai rugăciune și când va termina de cernut rugăciune, va trimite har sau simțământ duhovnicesc și tu vei vedea că din obișnuința cu rugăciune ți-ai spălat întâi mintea. Iar când mintea se va concentra, va atrage atenția și inimii și inima va intra și ea în interacțiunea minții. Da, părinte, dar ceva mai concret. N-avem tratate de rugăciune. Mai într-o vreme, mai într-un timp oarecare, cu timp în urmă, o bătrânică care e bolnavă la pat de mai mulți ani și neputincioasă ea în felul ei, de o boală destul de catastrofală, care se cheamă un cancer de ăsta de formă bărbătească, care nu se manifestă, dar crește pe zice, trece și îl macină pe om așa mai ușor, zice, părinte, de acum sunt că-s pe moarte, zice. Și aș vrea să vă spun un lucru care să nu vă mirați de el, zice. Eu am zis că nu am îndrăznit să-l spun la nimeni, să nu creadă lumea că-s nebună. Zice, bunică, ce s-a întâmplat? I-am citit molița de dezlegare, i-am pus epitrafirul în cap și i-am spus, zice, de acum spune. Zice, eu am făcut prescurt la biserica din parohia de unde sunt vreo 30 de ani. Și trăim cu soțul în curățenie din tinerețe, când am avut copii. Și am zis că ce tot are rost să ne dezmățăm degeaba dacă nu ne-a dat Dumnezeu parte de copii. Lucru frumos, lucru minunat. Și zice, postesc lunea, miercurea și vinerea și de când mă știu eu, citesc o psaltire pe săptămână. Zice, mă duc în toate sărbătorile la biserică. Pensia soțului, zice, o folosim în casă pentru mâncare. Din pensia mea mai plătim la chirie și restul, zice, mai dăm de pomană, de lumânări, de prescuri, de ce avem nevoie. Dar, zice, de vreo 5 ani, de fiecare dată, zice, când mă pun în genunchi în camera mea să mă rog, că soțul se roagă, zice, și stă în apartament în camera lui și eu în camera mea. Noi avem camere separate, zice, numai cât trăim împreună și mâncăm împreună. Încep, zice, să cânte în văzduh și încep, zice, să aud cu urechile toate cântările Sfintei Liturghii pe care le auzeam când mergeam la biserică. Întâi mi-am făcut cruce, zice. Am stropit cu aghiazmă, zice. Am aprins tămâia. Am chemat un preot să facă, zice, Sfântul Maslu și aghiazmă, că am zis să nu fie lucrare drăcească, zice.
Am început, zice, să mă rog, zice, din Psaltire, mai puțin de frică să nu se întâmple ceva. Mă gândeam că am luat o razna, zice. N-am avut curajul să spun unui doctor sau unui duhovnic, să nu zică că am luat-o ușor pe cărare. Dar, zice, acum știți de ce vă spun? Vă spun pentru că acum nu se mai oprește, zice. Dacă mă pun în genunchi și încep să citesc Psaltirea, nu mai pot citi Psaltire. Că, zice, fuge mintea așa și se duce în aer și, zice, mai vine bărbatul câteodată și mă întreabă, dar tu azi nu mai faci de mâncat? Ai de gând să muți biserica în casă? Zice, mie-mi-e foame. Zice, hai, lasă, ridică-te de acolo și ai și fă ceva de mâncare. Zice, stai că n-am terminat rugăciunea. Bine, după 3 ore n-ai terminat rugăciunea, câte rugăciune trebuie? El neștiind lucru care ea mi-l povestea. Și o întreb, zic, și ai zis, Doamne Iisuse, când apare asta, da. Și ai spus, Sfinte Dumnezeule, da. Și te-ai rugat la Dumnezeu să dispară, da. Și am spus, ei, mai roagă-te așa. Doamne, eu nu-s vrednică de minuni pe lumea asta. Mie să mi le dai pe cealaltă. Din contră, părinte, zice, nu dispare. Iar odată îmi spunea, bine, eu n-am auzit nimica. Când m-am dus să o împărtășesc, îmi spune, zice, uite și acum cântă. Zice, ma ta auzi? N-aud, că-s păcătos. N-am ce să aud. Dar ea mă întreabă, zice, dar e posibil să se mai întâmple și altcuiva așa ceva? Sigur că da. La toți cei bătrâni de vârsta ma tale care se roagă și spurați, toți pățesc la fel, zic, să nu crezi că e ceva deosebit. Zic. Așa a vrut Dumnezeu, știind că ești bolnavă, să te bucuri și ma ta și să te mângâi de lucrul ăsta, pentru că nu poți merge la biserică. Apoi mulțumesc lui Dumnezeu, zice, că mi-a dat darul ăsta, zice, că abia, zice, nici nu trebuie să-mi pierd vremea să mai plătesc radio ca să ascult o casetă. Ei, mintea unui bătrân nepregătit, 4 clase, o viață de om, servici în fabrică sau pe unde a lucrat, om rugător de Dumnezeu. Deci iată cine era vameșul care stătea departe de Dumnezeu. Era omul simplu, era omul nepăsător, era omul neștiutor ce înseamnă taina și arta rugăciunii. Dar toți Sfinții Părinți vin și ne spun, rugăciunea nu este un șablon. Rugăciunea nu este un curs, rugăciunea nu este o carte, rugăciunea este un dar de la Dumnezeu. Unii s-au rugat toată viața și n-au dobândit nimic. Niciun fel de rugăciune, niciun fel de treaptă duhovnicească în urcușul duhovnicesc. Alții, cum spunea în cartea lui Siloan Atonitu, la un moment dat duhovnicul lui îl face să cadă într-o mare prăpastie de sine. Zice, cum la vârsta asta așa treaptă înaltă de rugăciune? Și ăsta s-a dezarmat de tot. Deci duhovnicul n-a fost privit în a cântări starea lui de har la ce înălțime a ajuns atât de repede. Ei, iată că între acest vameș și acest fariseu, noi putem pune universal, deci starea omului care vine în permanență la biserică, este starea omului care vine în permanent și se roagă și se împărtășește, dar ea nu se calculează în numărul de duminici venite în biserică, nu se calculează în numărul de liturghii date, sau în numărul de pomeni făcute, sau în numărul de psaltiri și de rugăciuni, ci se calculează în folosul care l-a obținut în urma acestui obiect al muncii. Într-o fabrică de mobilă, toată tehnologia trebuie să scoată la capătul ei dulapuri sau mobiliere. Ei, într-o fabrică de rugăciune, adică în sufletul omului, în inima omului, în mintea omului, trebuie să se fabrice rugăciune. Iar rezultatul acestei rugăciuni este starea lui de har pe care el reușește să o câștige după un an, 2, 3, 4, 9, 10. Iar această stare de rugăciune constă în ce? Constă în felul cum el a devenit iubitor de aproape, constă în faptul cât a devenit de săritor la problema altuia, constă în faptul cât a devenit de bun cu cel care este în necaz, sau toate pe rând, la rândul lor devenind virtuți. Iar aceste virtuți lucrate prin rugăciune, mai târziu Dumnezeu le hrănește în însăși taina rugăciunii. Celor care rugăciunea le descoperă stările înalte sau le aduce lucrările înalte, sunt adevărații oameni care au gustat darul rugăciunii. Și darul rugăciunii, spune Isaac Siru și spune mai departe Simeon Nou Teolog, este acelor din 10.000 care se silesc, și ca să te silești nu înseamnă o rugăciune la întâmplare seara și una dimineața, sau unul din generație în generație, cum au fost un Marcu Francescanu, un Antonie, un Amona, un Cleopa, un Ioan din Munții Sihlei, sau un Paise de la Neam, sau un Calinic Cernicanu de la București, sau Gheorghe de la Cernica, sau mulți alții, sau un Paise Olaru, sau alți trăitori autentici, care de fapt nu prin reclama lor aveau starea de rugăciune, ci prin viața lor.
Ei, acești vameși care stăteau departe de Dumnezeu și se vedeau tot timpul păcătoși, se vedeau tot timpul nevrednici, nu li se cuvenea lor nimic, nu li se atribuia nimic, nu meritau nimic, n-aveau nimic, ăștia erau acei oameni, de fapt, pe care Dumnezeu venea să-i pună în fața celor care le făceau pe toate. Veneau să-i pună în fața celor care sunt în toate și a toate împlinitori. Și aici vreau să ajung la un lucru care trebuie să-l distingem și vreau să-l înțelegeți și vă dau și un efect negativ, tot al rugăciunii și făcute la întâmplare. Gândiți-vă nu la altceva, gândiți-vă numai la lucrul acesta. Vii la biserică, te spovedești, te împărtășești, iei Sfintele Taine, citești cărți, faci pomenire la morți, dai liturghie, iar la urmă te duci la sectă. Asta arată că tu ai fost întotdeauna un farsior. Asta arată întotdeauna că ceea ce ai făcut, ai făcut cum făcea fariseul, de slava oamenilor. Făceai de frica gurii lumești să nu te vorbească că ești necredincios, să nu te vorbească că nu postești, să nu te vorbească că nu te-a văzut la împărtășit, să nu te vorbească că nu te-a văzut cununând sau botezând, să nu te vorbească că nu te-a văzut duminica în biserică sau că nu ești gospodar. Iar când toate acestea au fost insuficiente de a mai împlini starea dracului tău sufletesc a mândriei personale, atunci dracul te-a doborât în ghienă. Ce a făcut? Te-a luat și te-a împins în extreme. Și când mă refer la extreme, extrema prin fapta bună despre care vreau să atingem acum în comportamentul fariseului, tocmai într-aceasta constă. Spune că o cădere poate fi de patru feluri. Prin păcate groase, care le știm și le spovedim, nu mai e nevoie să le amintim, prin păcatele subțiri, ceea ce avem noi de față acum, adică mândrie, dar poate mândrie să fie la modul celălalt, negativ, să nu primești sfatul, să nu te spovedești, să nu te împărtășești, că ce, exact cum spuneam odată de demult, venise o cucoană foarte înțăpată de rang înalt și îmi spunea, zice, dar ce să mă plec în fața preotului? Du-te, dragă, pleacă-te la copaci sau pleacă-te la un gard, dacă nu vrei în fața preotului. Sau îmi spune, zice, știți, nu vă supărați, eu sunt profesoară. Și atunci ce ai căutat la mine la spovedit? Trebuie să alegi un profesor. Adică ce se întâmplă? Gradul tău lumesc de mândrie cade. Și atunci mândria este una din căderile prin care omul se duce. Dar mai este căderea prin minte. Căderea prin minte are două etape. Una a fariseului, care întâi a spus mulțumesc-us că nu-s ca ceilalți, deci le-a gândit. Și apoi a fost căderea prin fapta bună, deci căderea despre care vorbeam în clipa când am divagat subiectul, deci eu postesc și mă mândresc, eu mă rog și mă mândresc, eu mă închin și mă mândresc, eu citesc și mă mândresc, eu smerit și mă mândresc. Sună frumos, da, eu smerit și mă mândresc. Adică ce înseamnă eu smerit și mă mândresc? Dacă mă înțapă cineva cu coarnele, atunci îi arăt eu cât îs de smerit. Pentru că atunci când mă fac eu singur pe mine prost, sau mă fac nevrednic, sau mă fac, vai, le vez și eu le văd, pentru că trebuie să văd. Zice, vai, iertați-mă că eu sunt proastă. Dar ia fă-o proastă, să vezi cum scoate fiara dinții de crocodil. Adică ea e proastă că se face ea, dar în sine ei știe că nu-i proastă, că e vicleană. Sau el la rândul lui la fel, la, părinte, sunt nevrednic. El e nevrednic. E nevrednic că s-a făcut el, că el știe în sinea lui că nu-i nevrednic. Dar ia gântește-l să-l vezi cât e de vrednic atunci. Deci așa se întâmplă, fraților, cu fariseul care se înalță cu fapta bună și cu mândria la carul urcușului duhovnicesc. Și care este carul? Că nu s-a pus la întâmplare cântarea aceea să înjugăm, fraților, smerenia vameșului cu faptele fariseului. Carul faptelor bune sunt acestea. Înțelepciunea care lucrează la fapta bună, dreptatea, pentru că fără dreptate nu poate să fie fapte bune, rugăciunile și apoi postul. Acestea patru fapte sunt carul prin care omul se stuie la Dumnezeu. De unde și pilda bătrânilor uneori când spunea, zicea, păi să te duci la rai, zice, cu căruța cu doi cai. Ei, când spunea de căruța cu doi cai, punea caii ceia doi, mintea și sufletul, care unul poate să fie într-o clipă fariseu și unul vameș, și să se schimbe reciproc, dar în același timp erau cele patru fapte care nu lăsau roata să se cumpănească niciodată. Pentru că numai în felul acesta ne ieșim din sine. Numai în felul acesta vedem că noi suntem ca ceilalți oameni, nu că nu suntem ca ceilalți oameni.
Și de fapt întreaga operă filocalică a bătrânului Stăniloae nu concretizează și nu sintetizează altceva decât esența întregii smerenii. Când spune acolo, zice, în Grigore Sinaitul, Filocalia 7, de nu se va vedea omul mai păcătos decât toți, nu urcă niciodată în virtute. De nu se va vedea omul mai ticălos decât toată făptura de sub cer, nu urcă la nicio virtute. Iar Grigore Sinaitul spune, atunci când omul nu se poate smeri el pe sine, îl smerește Dumnezeu într-atâta până vede că este nimic și zero, și asta este pilda întregului pateric. Unul a căzut în curvie la 80 de ani. Mare virtuos în pustie. A venit cu pruncul în brațe, l-a arătat soborului și a spus, iată rodul neascultării. Dar s-a mântuit. Unul s-a dus în cetate să vândă coștițe în ideea să se facă mucenic. Pe cale, punând mâna pe el saracinii, când a văzut săbile, s-a înfricoșat și s-a lepădat. Și a plecat darul lui Dumnezeu de la el. S-a întors la bătrân și bătrânul i-a spus, vezi că te-ai dus într-o luptă negândită, vezi că te-ai dus într-un loc neîngăduit, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Că așa a spus Hristos în pustie, când satana i-a spus, dă-te de pe aripa templului, nu? Nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău, lasă-l! Te prindea, era altceva, era darul Dumnezeu cu tine, te duci tu să o faci pe mucenicul, fă-o acum pe alepădată. Sau, mai mult decât atât, să mergem și mai departe decât atât, nu cere Dumnezeu, deci nu cere Dumnezeu să faci tu virtute, că nu tu faci virtuțile, virtuțile Dumnezeu le face, tu faci practica virtuții. De exemplu, eu dau mâncare la o pasăre să crească. Dar și dacă nu-i dau eu mâncare, tot o să crească, cociugulește aceea a unei cuvințe, să nu mi se pară într-o zi că mie mi se cuvine, de exemplu, totuși, la altul nu îi se cuvine nimic. Iar toate aceste lucruri la un loc, alcătuiesc sau leagă în sine trupul virtuții. Virtutea este practică și spirituală. Practică este lucrarea ei, mâncarea pâinii și a apei, iar spirituală este rostul postului. Cum spunea Ioan Gură de Aur, cine va gusta postul și să piardă roada lui. Deci, roada virtuții este fapta care se obține din virtute. Este fapta pe care omul o realizează la sfârșitul virtuții. Care este rolul? Foarte frumos comentează Maxim Mărturisitorul. Care ar fi fost rolul Maicii Domnului că a fost fecioară dacă nu năștea cuvântul întrupat? Care a fost rolul Evei care fecioară fiind a ascultat de satana și s-a surpat? Deci întotdeauna virtutea trebuie să fie nu feciorelnică, trebuie să fie virtute spirituală în feciorie și practică născătoare de roade în duhovnicie, deci în viața practică. Mie nu mi se atribuie nicio calitate ca preot, pentru că darul e al lui Dumnezeu, nu mi se atribuie nicio calitate a Duhului Sfânt, că nu eu m-am dus să-L stric pe Duhul Sfânt și să-i spun, băi, tu mi te cuvii mie. El a găsit de cuvință să lumineze pe altul să te facă pe tine preot, sau episcop, sau diacon, sau ministru, sau ce te-a făcut. Deci nu funcția ți se atribuie ție, ci tu te atribuiești funcției. Adică tu trebuie să te supui ordinului celui pe măsura pe care ești chemat. Deci în clipa când ești chemat spre preoție și tu nu știi asta, ci te alege sau te hotărăște sau te rânduiește, tu faci ale preoției, nu că așa știai tu că trebuie să făcute, ci că Duhul Sfânt îți descoperă, te luminează și te călăuzește. Și atunci rodul acelei preoții poate să fie de două feluri. Poți să te faci preot și să începi să colinzi și să bați drumurile, să te vadă lumea că ești preot. Poți să te faci preot ca să trăiești bine, poți să te faci preot ca să pierzi suflete, poți să te faci preot ca să pierzi vremea sau să te mândrești și poți să te faci preot să-ți faci datoria. Deci iată câte elemente constructive într-o virtute lucrată negativ sau pozitiv. Sau într-un dar. Dumnezeu pune darul în tot omul. Grigore Sinaitul, Filocalia 7. Să nu trăiți cu impresia că fariseul era lipsit de dar. Nu! Era îmbrăcat în podoaba bunei cuvințe, la fel ca tânărul bogat. Tânărul bogat, când s-a apropiat de Hristos, deși Evanghelia îl critică, arată categoric că avea inimă bună. Învățătorul e bun. Omul bun scoate cele bune din vistirie inimii sale. I-ar fi putut spune învățătorul înțelepte.
Pentru că putea să gândească rațional, nu. Inima lui a simțit că Mântuitorul este bun. Și atunci a spus, Învățătorul e bun. Mântuitorul, ca să se eschiveze sub cadrul smereniei dumnezeiești, îi spune, zice, bun e Dumnezeu, zice, de ce mă numești bun? Și prin asta l-a câștigat, prin asta l-a dezumflat, dar în momentul când se izbește de realitate, ce se întâmplă? Apare zguduirea, scurt circuitul între părerea virtuții tale și, de fapt, între realitatea dumnezeiască. Ăsta avea virtute, fariseul. Dădea zeciuială, postea, se ruga, dar judeca. Iată, tânărul bogat făcea altceva. Nici nu judeca, nici nu se mândrea, ci venea să-și expună o stare de spirit. Și la un moment dat ce face? Spune învățătorului. Eu știu poruncile, nu curvesc, nu fur, nu desfrânesc, nu fac rău, din tinerețe le-am păzit pe acestea. Dar iată că la următorul moment, la următorul moment, învățătorul Hristos, absolutul, supra, dacă vreți, perfecțiunea, apofatismul Dumnezeu în înțelepciune, a tot puternicia și a tot înțelepciunea lui vine și îi spune. Da, le-ai făcut tu pe acestea, nimeni nu-i împotrivă, suntem foarte bucuroși, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți dăm drumul în rai. Asta nu înseamnă că neapărat trebuie să fii sfânt sau trebuie să fii desăvârșit. Mai îți lipsește una. Urmează mie. Iar în a urma lui Dumnezeu, nu i se cerea neapărat, poate că vai de mine să se călugărească. Nu scrie nicăieri treaba asta. Dar poate că i-a cerut un lucru. De ce tu pe tine te-ai mântuit și de alții nu porți grijă? Nu mai ai frați, nu mai ai surori, nu mai ai prieteni, nu mai ai cunoscuți, nu mai ai tovarăși de viață, n-ai oameni în jurul tău, pe aia de ce nu vrei să-i ajuți? Împarte-ți bogățiile și urmează mie. Adică, fă ce fac și eu. Învață, călăuzește, îndreaptă dacă știi acestea. Și tânărul, având multe griji, sigur că a trebuit să se întoarcă la gospodăria lui și să lasă baltă învățătura. Cum avea el să se lepede de lucrurile lumești și să o ia spre o viață duhovnicească? I-ar fi pierdut, i-ar fi furat timp. Și ăsta e un lucru foarte întâlnit astăzi. Unde? Atât în viața laică, cât și în viața clericală. Sunt foarte mulți oameni comozi care spune, zice, da, să-mi pierd eu pravila și canonul pentru mine. N-au decât să citească, să se descurce. Nu e chiar așa. Trebuie să înțelegem și să ajungem la cunoștința de sine că acești oameni ai Bisericii și Fia lui Dumnezeu, care astăzi îi avem în față, la Sfintele Taine și la Lingură, la luat din potir, mâine, poi mâine, dacă sunt lăsați fără cârmă și sunt lăsați de capul lor, pot să arunce cu pietre în biserică. Dacă el mâine, poi mâine, vine un sectar și îi dă altă învățătură, vine un sectar și îl alimentează cu haine, cu bulendre, cu bani, cu mâncare, cu lux, cu mașină, cu dolar. Nu-i lui lesne să lasă sărăcia bisericii care constă într-o linguriță de vin și pâine sfințită în trupul și sângele lui Hristos și să bucure care ce mânca, cu ce să îmbrăca? Nu-i convine lui atunci să-și lepe de credința creștină și să alerge foarte ușor în căi greșite când nu mai are unde să muncească și nu are de unde să-i vină bani, nu mai are șomaj cu ce să-și plătească întreținerea, nu mai are bani sau pensii cu ce să-și ia un medicament, legile sunt făcute de așa natură să-l spânzure sau să-l constrângă să moară de foame și atunci dacă aceștia îi întind o mână deschisă, de ce să se chinuiască și să moară ca un mucenic când poate să moară ca un trădător? Și atunci, sigur, nefiind instruit și nepregătit, să îndreaptă spre acel urcuș care de fapt e în cădere. Să îndreaptă spre acea momeală cu o travă pe care dracu a pus-o și a semănat-o peste tot ca să poată să-l fure. Ce a zis? Lasă că-ți scot eu Evanghelia din cap și Sfintele Taine, îți dau eu blugi și jachete. Lasă că-ți scot eu Evanghelia și învățătura popii din cap, îți dau eu mâncare. Uite, ai margarină, ai carne, ai pastramă presată. Ia de aici, nu fi prost și sta flământ și posti. Ei, trebuie foarte, foarte multă atenție că Mântuitorul Iisus Hristos de multe ori spunea, zice, dacă nu vor vorbi oamenii, vor vorbi pietrele. Nu trebuie să faci prozelitism, dar mă întreb un lucru. Atitudinea generală care trebuie luată în postura de vameș, în care ne aflăm, că toți suntem păcătoși, nu-i nimeni sfânt, trebuie măcar aceea să fie de autoapărare. Și o crimă, dacă o faci în autoapărare, se pedepsește mai ușor decât o crimă făcută cu bună știință. Și atunci mă întreb, o crimă împotriva Bisericii lui Hristos, cu ce trebuie sancționată?
Eu n-am voie să mă duc la casa sectarului să-i bat în poartă și să-l învăț religia ortodoxă. Dar el are voie să vie să-mi bată mie în poartă conform legilor omului să mă învețe învățătura lui. Deci vedeți câtă prostie și anarhie, cât haos și câtă fantezie bolnavă domnește într-o societate nechipzuită fără Dumnezeu? Vezi? Și aceștia dau zeciuială. Și aceștia se roagă, postez 2 zile pe săptămână. Strigă toată ziua, Hristos, Hristos și Iisus și Duhul Sfânt. Dar trebuie să știi ce faci, trebuie să știi cui te rogi, trebuie să știi când te rogi, trebuie să știi cum te rogi, cu ce te rogi. Ei se roagă cu materiale, ei se roagă cu bani, ei se roagă cu mașini. Și vă dați seama, pădurea aceasta a bisericii la ora actuală e plină de cadavre moarte. E plină de credincioși care nu s-au spovedit niciodată. E plină de credincioși care n-au văzut în viața lor epitrafirul preotului și nici nu știu ce înseamnă aia formulă de dezlegare a păcatelor. E plină de cadavre desfrânate. E plină de cadavre bețive. Și spunea odată cineva, și acum cred că ar fi un moment să-i o răsplătesc. Spunea, zice, ei, s-o creadă, zice, Calistrat, că am să mă mai duc la biserică să mă facă bețiv în față. Chiar dacă nu te fac eu bețiv în față, te face Dumnezeu în fața Lui. Și în fața mea, mai de puțină rușine să-ți fie, că sunt un om puturos și spurcat ca și tine. Dar în fața lui Hristos ce ai să răspunzi? Deci tu te sfiești și te rușinezi de mine că ți-am zis bețiv. Dar lui Hristos ce răspuns o să-i dai când o să spună bețivii, curvare și hulitorii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, poftim de-a stânga. Atunci ai să plângi, atunci ai să oftezi, dar va fi în zadar și plânsul, că faptele îți rămân tovarăși sus. Spunea Ioan Iacob într-o poezie, zice, prietenia aceea cu lumea te lasă singur la mormânt și numai faptele credinței tovarăși mai departe sunt. Și dacă faptele credinței n-au fost, atunci ce-am rezolvat? Și vedeți, în asta constă, în asta constă chemarea și glasul bisericii. Cei doi oameni se rugau la templu. Poate se rugau cu mâini la băi, nu știu, undeva aici în țară, unde s-a pus o biserică ortodoxă, lângă o biserică musulmană și lângă o hoge de asta, penticostală sau protestantă. Vă dați seama? Vin 152 de ani basarabii și 150, sau 130 basarabii și 150 mușatini, taie turci cu sabia și îi spinte că și-i trag în țapă și curăță țara de cadavre și de pașalâncuri și de dezmăți și de hoarde și de haremuri și ei vin și-și fac în țară la noi lângă biserica creștină semiluna, că e o bună înrâurire, zice, e o bună colaborare. Dar de ce mai ținem atunci crucea pe biserică? Hai să punem semilună. De ce să mai spunem toată viața noastră lui Hristos să-i o dăm? Hai să spunem toată viața noastră lui Mahomet să-i o dăm. Deci vedeți câtă tâmpenie în mințile raționale și tâmpite și mai exprima acolo în ziarul ăla, care îl citisem, era pus primarul acelei comune, tot un tâmpit de ultimă clasă sau de ultimă modă, că n-ai cum să-i spui. Zice, mulțumim lui Dumnezeu că a binecuvântat așa o lucrare pe teritoriul comunei noastre. Undeva, nu știu zona exact cum se cheamă, Crasna Băi sau nu știu cum se numește. Deci, un teren încercuit frumos. Aici, în mijloc, sunt ortodoxi cu crucea, în dreapta e semiluna cu vitraliu frumos și protestantul alături. Ce frumos este! Vă dați seama câtă dragoste are Dumnezeu. Cred că a revărsat acolo o aripă, o latură a Duhului Sfânt, toată e revărsat acolo. Cred că Dumnezeu se gâdilă de atâta bucurie când vede câtă prostie în mintea omului. Adică a ajuns Dumnezeu să tragă Lazarul. Dă Hristos Lazarul cu Mahomet și cu Buddha și cu toți neoprotestanții să vadă cine s-a suit de-a dreapta Tatălui. A uitat Hristos că El a stat de-a dreapta lui Dumnezeu și a sfințit firea omenească prin moarte, prin înviere și prin naștere din Fecioară. A ajuns Hristos să mănânce mici la masă cu Mahomet. Gândiți-vă câtă prostie. Și a ajuns arhiereul cel veșnic, fără de prihană, curat, sfânt, cum spune, care s-a jertfit odată pentru totdeauna pentru păcatele lumii, să slujească Sfânta Liturghie cu papesa Consabela din Anglia. Deci vă dați seama câtă tâmpenie, vă dați seama câtă lipsă de cultură, vă dați seama câtă manevrare politică și câtă șmecherie pentru un ban, pentru un dolar, pentru un semnat, pentru un tratat, pentru un aport, pentru un comun acord. De ce? Ce spune? Până nu distrugi creștinismul, nu dispare terra. Până nu distrugi ortodoxia, nu o să poată satana să calce pe pământ. Să spune că în Sfântul Munte
ca să vă spun o istorioară analogistă acestui lucru, când s-a făcut prima mănăstire creștină, prima biserică creștină, este acolo și se poate vedea la mănăstirea Lavra, o bisericuță care încăpea în biserica aceasta, dacă ai vrea să o bagi în ea cât e de mică. Se spune că Sfântul Atanasie al Atonului strângea tot timpul materiale de construcție și dracii care știau că va urma să fie Sfânta Liturghie acolo și să sfințească locul, că acolo a fost numai pământ idolesc și ăsta, idolul Apollo stătea pe vârful Atonului, acolo avea capiștea de a-i strălucea ochii, de să vedea pe vreme bună până în Constantinopol, că erau de mărgăritare, când strălucea soarele erau ca două faruri, nu suporta dracii lucrul ăsta și ce au făcut? Cărau noaptea materialele mare. Deci tot ce aduna, pietre, lemn, le arunca în mare, în Marea Egee. Dar s-a arătat Maica Domnului Sfântului Atanasie și i-a spus așa, măi Atanasie, măi, zice, nu te chinui degeaba. Nu începe tu un locaș mare, că nu reușești să faci nimic, zice. Ia tu și adună materiale cât ai putea de la răsăritul soarelui și până la sfințitul soarelui, s-o termin de acoperit și de făcut și piatra de jertfă și sfânta masă și tot, dar de seară, de când începe ora 9 sau ora vecerniei și spre noapte, să te apuci de slujba vecerniei și să continui și să termin cu Sfânta Liturghie. Că în clipa când vei termina Sfânta Liturghie, Satana nu va mai putea spurca acest loc. Și în clipa când s-a început și s-a acoperit, că acolo se face totul din piatră, și acoperișul din piatră, nu se umblă cu țiglă și cu astea, că bate vântul de te duce cu tot cu clădire. Când a început a construi, urlau draci în văzduh, așa cum urlă lei în junglă. S-a terminat acea bisericuță mică, care e ca un mic paraclis, ca o căsuță, și când s-a dat binecuvântarea vecerniei și slujba utreniei și a urmat apoi binecuvântarea Sfintei Liturghii, s-a zguduit tot muntele de credeai că este cu tremur și toți dracii s-au dus și s-au aruncat în mare. Și din clipa aceea a început istoria Atosului românesc sau istoria Atosului grecesc sau a Sfântului Munte Atos cu acele slujbe și cu acei întemeitori, Atanasie Atonitul, Petru Atonitul și așa mai departe, care au adus continuitatea monahală pentru că pusnici existau, dar nu exista pe vremea aceea în acele locuri sălbatice și pustii Sfânta Liturghie. Deci încă nu era făcute locașuri împărătești de obște în care să se slujească lui Dumnezeu. Ei, așa și draci aceștia, cât vor simți Sfânta Liturghie în România, în Bulgaria, în Serbia, în Rusia, în Ierusalim, în Alexandria, în Antiohia și unde vrei să ai biserici creștine, nu vor putea să domine pământul. Iar ca să poată să-l domine, trebuie să-l distrugă. Trebuie să-l decimeze. Trebuie să nu rămână slujitor pe fața pământului. Au două șanse, dragii. Și ei se chinuie neapărat să le împlinească pe amândouă. Una, ori să se umple biserica. Deci ei luptă pe orice cale. Ori să se umple biserica de creștini nevrednici, că atunci sigur îi câștigă, că ce diferență, mă rog, între Mahomet și Ion, care n-a călcat de 30 de ani la spovedanie și el are botezul creștin. E o simplă diferență. Care are botezul și va fi osândit pentru botez. Dar în fond împărăția lui Dumnezeu tot n-o vede, că îți duce în iad pentru păcate. Ori să umple lumea sau biserica de necreștini, adică de oameni cu fapte rele, ori să conturbe clerul bisericesc și să-l facă să decadă ca să poată, neînvățând ei, să poată să cadă biserica, ori până la urmă, cum au fost persecuțiile de la secolul 1, 2 și 3, să-i taie, să-i împuște, să-i omoare, să-i schingească pe creștini, dar nu prea îi place lui dracu că să fac martiri cam deodată și să umple porțile raiului și să deschid, ori în final și la urma urmei să-i turbe și să-i nebunească cu aceste învățături greșite. Spre ce să tinde? Să tinde acum prin masonerie, care este un fel de infiltrație mondială la nivel judovesc, cu tentacule ca la caracatiță, unde vrei și unde nu vrei, și în industrie, și în fizică, și în chimică, și în anatomică, și în teologie, și în unde vrei tu, în toate, în anatomia para-anatomică, dacă vrei, și peste tot. Fac oameni din vacă, fac cu vaci din oameni. Ce vrei tu? Ei îți fac acum în laboratoarele lor. Au pătruns, le-au înnebunit, le-au tâmpit, le-au aiurit și acum lucrează în favoarea lor. Și atunci ce fac? Dacă au reușit să conturbe, acum au făcut lucrul ăsta. Ce au zis? Toate religiile sunt bune. Funia canoanelor s-a învechit. Practica bisericii nu mai este valabilă, e veche. Cum spunea odată un ortodox de-a nostru,
Îmi spune într-o zi un om la spovedit, dita mai creștinul la 50 de ani. Părinte, eu aș veni mai des la biserică, dar să vă spun sincer un lucru. Când văd de fiecare dată că aceeași slujbă o faceți tot cu potirul ăla pe cap la fiecare, mă enervez. Păi, fratele meu, zic, dacă tu dintr-atâta te enervezi, uite, te chemăm pe tine, poate știi tu o slujbă mai aparte și o să o facem pe aia ta. Părinte, eu nu le am cu biserica, să spun drept, mai vin așa. Dar am fost și acum vreo 3 duminici, tot așa ați îmblat prin biserică și ați pus potirul ăla pe cap. Am fost iar într-o duminică, tot așa se cânta la strană ca în duminica asta. Dacă ar fi ceva nou, o să se inventeze și ceva nou. S-au inventat sectele care sunt vreo 3000 de feluri, s-au inventat culte de astea mai rău decât neocreștine, cu închinări la idoli, cum sunt sataniștii, cum sunt toate drăcăriile astea, jehoviști cu liturghia neagră, cu jertfe de oameni și alte nebunii. S-au inventat tot felul de paranoici care au început să spună că sunt OZN-uri și farfurii zburătoare, ca să-i ducă pe oameni în eroare și să spună că mai sunt alte civilizații, mai necivilizați decât noi și mai în culmea civilizației decât noi, atâta mai este în cer și pe pământ. Este Iisus Hristos care a rămas primitiv că cere permanent feciorie, smerenie, post și rugăciune, și a rămas Dumnezeu Tatăl cel mai vechi și mai înainte de toți vecii, care acum și El e nemulțumit de starea noastră, că întreabă, băi, dacă ăștia în 2000 de ani, în 7000 de ani s-au plictisit de ei înșiși și nu mai știu ce să născocească, ce să fac cu ei? Ei sunt cei mai vechi. Acum, încă o civilizație cea mai veche decât noi pe fața Universului sunt draci. Ei sunt de mai multe feluri. Pitonicești, arhiconi, înainte mergători, dracul lăcomiei, dracul beției, dracul curviei, dracul fumatului, dracul mâniei, dracul zavistei. Și au și ei generale lor, au leaturile lor, au breslele lor, au oștile lor, generale lor, cum spunea Părintele Cleopa. Unul cu cap de vacă, unul cu picior de rață, unul cu coadă de porc, unul cu spinare de cal. Îngerul să-i vadă și să-i știe, eu nu i-am văzut. Dar mă întreb, dacă pe ăștia Dumnezeu ne-a descoperit că sunt dușmanii noștri, de ce trebuie să ne amăgim cu lucruri amăgitoare? De ce n-ar fi interesat tot omul să-și închipuie și să trăiască sentimentul Sfintei Lumini la Ierusalim? De ce nu vrea fiecare om să trăiască taina Sfintei Jertfe? Și am spus că va trebui început un nou ciclu de predici în biserică, care să reia de la început importanța postului, importanța Sfintei Liturghii, explicarea Sfintei Liturghii, pentru că te trezești că să umple biserica de creștini care pur și simplu și-au pierdut duminica de pomană. El pleacă acasă cum a venit, nu știe de ce s-a chemat liturghie, nu știe de ce s-a împărtășit ăla la altul, nu știe de ce a aprins lumânarea ăla la altul, nu știe de ce a scris pomelnic ăla la altul, nu știe de ce a pomenit morți celălalt. Adică noi ne adunăm, ne știm ce căutăm. Noi ne adunăm, ne știm ce vrem. Și atunci sigur că se face acea disensiune între vameș și fariseu. Cel care știe ceva îl denigrează pe cel ce nu știe nimic. Cel ce nu știe nimic se enervează și începe să-i urle în nasul ăla care știe. Hai, mă faci bine pe și aici, în biserică, nu-mi cap de mine. Stai, domnule, în banca ta. Pune, domnule, în genunchi, că Sfintele Darul. Ia că eu vreau să stau în picioare. Ce faci tu? Din niște întâmplări de genul ăsta, așa, copilărești ca la grădiniță, sau că s-a băgat în fața lui, sau că s-a pus în locul lui, sau că nu știu ce a mai făcut. Deci, iată, ne adunăm la grupa mică din nou la biserică, ca să știm că trebuie să ne păzim de 3 lucruri. Trebuie să ne păzim de nepăsare, de neștiință, care sunt uriașii sufletului, și de uitare. Trebuie să începem ușurel cu ăștia și să explicăm fiecărui om că nu în zadar e postul, nu în zadar e rugăciunea, nu în zadar e împărtășania, nu în zadar e cititul rugăciunii, nu în zadar e mersul la biserică, nu în zadar e preoția. Că a spus cineva iarăși o vorbă neghioabă care doare, zice, aia, zice, preoțe. Preoții o născocire, zice, tot din ăștia de-a lor, zice, mai mari, și zice, îi mulțește și îi face preoți ca să stăpânească poporul să nu se ducă la alte secte. Dacă voi credeți că biserica se deranjează cu ceva, că cineva pleacă la secte, e o mare greșeală. Poate să se ducă toți, dar nu-i păcat la judecată că biserica nu și-a făcut datoria de a-l atenționa pe creștin că unui Dumnezeu și acela e drept și bun, că unui Dumnezeu și acela e milostiv, dar în același timp îi răzbunător când vede că omul e îndărătnic. Adică ce crezi tu? Că dacă vor fi 1 milion de preoți, nu o să fie sectari? Tot o să fie. Crezi că dacă o să fie un singur preot, nu o să fie sectar? Tot o să fie.
Nu numărul preoților pe care îi face biserica. Nu numărul creștinilor pe care îi are biserica, ci trăirea și intensitatea lor. Poți să ai o adunare de credincioși de 70.000 de oameni. Poți să aduni cât erau oștile lui Mahomet, 180.000 de oameni să aduni. Dacă ei n-au nimic simțual și duhovnicește în ei, rugăciunea lor nu-i primită. Uite, un lucru de genul ăsta, scurtat, așa frontal. Undeva în Constantinopol, sultanul Mahomet cucerise Bizanțul și a dat o poruncă. Zice, de nu se va muta muntele ăsta, cum spune Scriptura, cu rugăciunea, la toți vă tai capul. S-a adunat clerul, s-a adunat poporul, credincioșii, cu praful, cu cântări, cu îngenunchieri și în jurul muntelui. Citiți în prologe, că doar de asta le-ați cumpărat. Și spune, zice, iarăși, iară plecând genunchii, cu milință, Domnului să ne rugăm. A trecut o zi, două, trei, că le-a dat 8 zile la rând. Între timp, unul simplu de tot, care n-avea comun nimic cu, nici nu știa ce fac ei acolo, el își vedea de argintăria lui. Făcea iconițe argintate, învelitor de candelă, învelitor de Evanghelie. Întreabă și el pe cineva, dar de ce e pustiu satul? Păi, acum tu ești străin aici, tu nu știi despre ce e vorba? Zice, uite, zice, a dat sultanul ordin că dacă nu se mută muntele și nu reușim, zice, să dovedim cu rugăciunea, zice, ne consideră, zice, trecuți prin sabie, toți murim. E, și ce e așa de greu să-i spui muntelui să mute? Dar ce-i la Hristos cu neputință? Vă dați seama, deci, câtă personalitate duhovnicească într-un simplu om. Păi zice, și ai putea tu să faci asta? Dar nu-i treaba mea, zice, dar dacă m-ar chema ce? De ce să n-o fac? Aia persoană respectivă s-a cam îndrăgostit de el și a zis, zice, da, zice, n-ar fi un pic să ne drăgălim. Și pleacă nebunul de aici, zice, tu mâine mori și acum ți arde păcat. Da, dacă îmi place de ochii tăi, cât s-a mai învârtit ea prin argintărie, ochiul cu un cuțit, îl pune într-o farfurie și zice, ia-l dacă îți place. Ce ai făcut, mă? Păi, dar nu spune Scriptura, dacă un mădular te smintește să-l tai și să-l arunci? Pe ea a trecut o fiorie și deodată i-a trecut pe minte. Cred că numai ăsta e în măsură să mute muntele. Și a fugit repede la patriarh. S-a dus cu ochiul în farfurie și i-a arătat. Prea sfințite, zice, uite ce mi s-a întâmplat. Duceți-l repede aici. Îi dă o cruce în mână și îi spune, zi așa, muntea lui Dumnezeu Adam, îți poruncesc să te muți în apa Nilului prin cuvântul lui Iisus Hristos. Hristos îți poruncește asta. Și-a însemnat muntele de trei ori cu crucea, un cutremur mare deodată, și-a luat-o muntele la vale și și-a croit cale drept prin taberele turcești. A trecut totul sub moarte. Deci vedeți ce înseamnă rugăciunea curată sau neispitirea lui Dumnezeu și sinceritatea aceea de vameș? Adică, ori drept, ori nedrept, noi păcătoși trebuie să fim. Păcătoși trebuie să ne considerăm, păcătoși trebuie să ne știm. Deci să nu credem că ceva ni se cuvine. Dumnezeu nu are nevoie, iarăși acum spun și cineva o să mă contrazică. Părinte, odată spui că trebuie post, odată spui că nu trebuie post. Și trebuie și nu trebuie. Trebuie, pentru că așa se cere în biserică și așa e regulamentul vieții creștine, postul, biruie, patima. Dar atunci când e vorba de virtute și de har, nu postul mai lucrează. Nu postul explică totul. Că eu pot să pun un făcător de minuni în rând cu un om de rând. Și să-i spun făcătorului de minuni, tu îmi postești două zile și omului de rând două zile. I-am echivalat ca la matematică, 2 cu 2 egal cu 0 sau 2 cu 2 egal cu 4 sau 2 minus 2 ori 2? Nu. Deci astea nu sunt echivalențe. Aceste revărsări de har se cheamă harisme. Iar aceste harisme Dumnezeu le-a vărsat în biserica creștină drept măritoare ca răsplătire din când în când a scăderilor de credință, a dezechilibrului duhovnicesc, pentru că dacă Dumnezeu n-ar echilibra situația popoarelor cu un război, cu o liniște, cu o pace, cu un bine, cu un belșug, cu o ploaie, cu o năvală, cu un tunet, cu un fulger, lumea s-ar mânca mai rău decât câine, s-ar omorâ unii pe alții. Dar Dumnezeu echilibrează situațiile, dar oamenii pot să le dezechilibreze. Că ia să vezi ce spune la Sodoma și Gomora. Zice că s-a auzit glasul păcatului la Dumnezeu și a zis Dumnezeu, mă voi pogorî și voi vedea. A venit în chip de trei îngeri, unul s-a dus în cer dreptatea, mila și bunăvoința lui Dumnezeu au plecat în Sodoma și Gomora să vadă. Au ajuns la casa lui Lot, om temător de Dumnezeu, om drept, om cum se cade. Când au intrat în casă la Lot, ce vroiau oamenii acei ținuturi? Zice, dați-ne
Dați-ne pe cei doi tineri să trăim cu ei, să desfrânăm cu ei. Care era? Era păcatul oral al desfrânării și păcatul homosexual, ăsta care trebuie pus acum cu articol mare, că altfel nu-ți dă comunitatea europeană bani. Trebuie să fii curvar ca să-ți dea dracu bani. Tu crezi că e prost să-i dea la un creștin autentic? Doamne ferește! Păi n-o să-și versă dracu comorile cu unul care e împotriva lui. Trebuie să le dea celor care îți deobrestă cu el. Și... Da, nu vă mirați, e ca așa aia când mai sunt la țară oameni care își cumpără pe drăgușor un borcan și au gospodării bogate, e același lucru. Deci, cam la fel se lucrează și în comunitatea europeană. Îl cumperi pe dracu prin păcate și dracu îți dă spor în țară. Și? Ce se întâmplă? Lot iese și spune, am două fiice fecioare. Vi le dau să destrăbălați cu ele, zice, dar lăsați străinii aceștia în pace. Era o lege pe vremea aia. Străinii să fie protejați de gazdă, adică să nu li se întâmple un pericol într-un ținut străin. S-au început să împingă ușa și să o spargă. Dumnezeu i-a orbit și a dat o ceață mare și un fel de mâncărime. Ce-o zis? Băi, măcar poate așa s-or pocăi, să nu-i pierd cu foc. Nimic! Ori, chiori, încetoșați, chinuiți, să spargă ușa. Ei, și atunci s-a supărat Dumnezeu și a zis, Lot, ia-ți feciorii, ia-ți femeia, hai că aici nu-i treabă. Și a ieșit și în timp ce spune în răsăritul soarelui, se suia în muntele Țoar, îngerii lui Dumnezeu coborau cupele cu foc în Sodoma și Gomora. Ei, așa o să se întâmple pe fața întregului pământ. Nu bombele lui Hussein, nu bombele lui Yeltsin, nu bombele lui Saddam, nu știu care, de la Islam, ci bombele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu arde materia cu foc de ăsta pământesc, făcut din reacție chimică, cu pucioasă și cu oxigen. Dumnezeu va răsturna căldura infernală a soarelui, luându-i lumina, cum spune la Apocalipsă, vărsând soarele pe pământ și materia se va topi ca apa. De bombe nu se topesc munții. Să facă. Dar de mânia lui Dumnezeu, munții se vor topi ca ceara, Duhul Sfânt la psalmi, și pădurea va arde ca fân. Aceea este mânia care trebuie să ne ferească pe noi. Că mulți comentează și spune, zice, bagă spaima oameni, zice, învață niște prostii, nu știu de unde le scoate, din Scriptură, frate. Nu-i nimic din afară. Totul e din Scriptură. Totul e real și nimic nu-i minciună. Nu înseamnă groază și teroare. Nu înseamnă spaimă și frică. Că dacă s-ar fi înspăimântat vă unul, i-ai fi venit să-i citești, să-l stropești cu aghiazmă. Dar din contra, tot în bufete îi găsești. Tot la desfrânări îi găsești. Tot necununați trăiesc. Tot nebotezați trăiesc. Tot ne spovediți. Tot ne împărtășiți. Au o spaimă ca vaca când vede vara. Dumnezeu nu-i de glumă. Că așa se încheie Evanghelia. Iar vameșul s-a întors la casa sa, după ce își bătuse pieptul zicând, Doamne, milostivi-mi mie păcătosul, deci iată ce rugăciune, rugăciunea lui Iisus. Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, milește-mi păcătosul. Dar nu i-a mai pus întregul nume, că nu se știa pe vremea aceea, încă de cuvântul înviat și așa mai departe, înălțat la cer. Ce este prescurtarea rugăciunii lui Iisus a Vechiului Testament. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosul. Fiindcă oricine se înalță se smerește, tot ce am vorbit până acum, și oricine se smerește pe sine se va înălța. Ei, de ce să nu spunem că se va înălța când așa este? Ați văzut când moare un drept unde merge? Merge în rai. Nu-i la înălțime duhovnicească, nu-i la slava lui Dumnezeu, nu-i la bucuria sânului lui Avram în latura dreptilor în loc de verdeață și cum spune acolo în slujba în mormântării. Sigur că cel ce iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu îl va răsplăti. Și avem atâtea mărturii în Sfinții Părinți, în care lui Marcu Franciscanu spune, deschideți ușile să vină la mine vasul alegerii Duhului Sfânt. Lui Sisoie cel Mare îi spunea, dragi, ești sfânt, nu te mai ruga, mai am nevoie de pocăință, n-am scăpat de voi. Și când a deschis ușile raiului și l-a luat în brațe Hristos, atunci de-abia descumpănit s-a uitat în urmă și a spus, acum am scăpat de voi. Deci iată câtă-s de groaznici și de răi. Sfântul Antonie, când i-a văzut, erau ca o ceață. Erau ca o sită și a întrebat în disperare, deși era plin de Duhul Sfânt. Cum o să scăpăm de ei? Smerenia. Deci iată, cel ce se va smeri pe sine se va înălța, va trece ca porumbelul. Cursa s-a sfârmat, pasărea s-a izbăvit și noi ne-am eliberat, cum spune în Duhul Sfânt la psalmi. Săgețile lor nu mai au putere, dar n-au putere acolo unde e Dumnezeu. N-au putere unde omul s-a spovedit curat, n-au putere unde omul s-a împărtășit curat, n-au putere unde omul este în rugăciune, n-au putere unde omul este în curăție,
Că vin tot felul și tot felul de oameni și mereu spun, părinte, farmece, vrăjde, scântece și neînțelegeri, curvie, divorț, dezmăți, lipsă de servici. Le auzi de un milion de ori pe zi, uneori ți se vine lehamite și nu știi ce soluție să mai dai sau ce să-l mai sfătuiești. Și când îl întrebi, da, ai, vrei să citești Paraclisul Maicii Domnului, ce e aceea? Ce e aceea? Ce să fie Paraclisul Maicii Domnului? E un panou alb pus în Piața Independență. Scrie pe el Paraclisul Maicii Domnului. Dar ce oare poate să fie decât o rugăciune? Dar zic la psaltire, citiți, dar aia ce mai este? Cum ceea ce e? E o carte, zic. Aveți Biblia acasă? Nu, că zice, am văzut că era scumpă și n-am dat pe ea. Dar televizor aveți? Avem. Dar haine de blană aveți? Avem. Dar copiii, studenți, studenți. Dar apartament frumos avem cu 3 camere. Și de ce n-ai Biblie? De ce n-ai Paraclisul Maicii Domnului? De ce n-ai psaltire? Păi, părinte, știți, noi nu le prea avem. Dacă nu le prea aveți, mânceva îngerii negri, că cum poți să-i spui altfel? Păi, tu vrei nici cu dracu să nu ai treabă, nu vrei nici cu Dumnezeu să te strigi, dar nu vrei nici să ai pe Dumnezeu cu tine. Păi, fără o carte de rugăciune, fără o zi de post, fără o psaltire, fără un paraclis la Maica Domnului, care numai, auzi, nici nu trebuie să-l citești. Deschizi acolo cartea și scrie sus. Se cântă la orice nevoie de grijă și mâhnire sufletească și este de tot ajutor. Ce mai clar, e predica întreagă, numai cât ai citit Paraclisul și dacă ai căzut în genunchi la Maica Domnului, ea te-aș ajutat. Dacă tu habar n-ai cine-i Maica Domnului, mai vine tălălău care are 4 clase cu o sacoșă de broșuri și spune, bă, Maica Domnului, eu fiu ei, bă, nu te lua. Lotim, ortodoxi ăștia spun minciuni. Tu care habar n-ai cei cu tine, dacă ți-a mai pus un dolaraș la buzunar, ți-a mai dat de la second hand-ul o plasă cu rufi, gata, te-ai dus la ei. Băi, fraților, cam așa stă problema. Va fi extraordinar de greu la înfricoșata judecată când ne vom întâlni cu cuvintele bisericii. Ne vom întâlni cu tot clerul ortodox stând de față la judecată, când toți s-a adunat acolo. Și nu știu ce vor răspunde noi, oamenii creștini, în fața moșilor și strămoșilor noștri, care mâncau o bucată de mămăligă și băteau cu sabia în turc, de-i suna apa în cap și nu lăsa pământul ăsta să fie spurcat și pângărit de dezmățuri și dezordine și nerușinare. Și nu știu ce o să răspundem noi cu 7 facultăți, cu 8 diplome, cu 10 diplome, cu doctorate, cu ministeriat, sau cum se cheamă de asta, master, cu tot felul de valori peste valori, note peste note, știință peste știință, examinări peste examinări, și vorba proverbului românesc. Și a învățat prostul la carte din o poate duce în spate. Și lui ce a folosit când sufletul lui e gol și nu-i nimic întrânsul? Ce a folosit când în sufletul lui n-a stat odată Hristos? N-a stat odată rugăciunea, nu s-a plecat odată în genunchi, nu s-a spovedit, nu s-a împărtășit. Astea sunt evanghelile care pregătesc postul. Astăzi s-a vorbit despre vameș și fariseu. Cam așa l-am văzut eu pe fariseu și pe vameș. Dacă alții l-au văzut mai frumos, s-o spună ei. Acum, data viitoare va urma fiul risipitor. Ei sunt frați buni, vameșul și cu fiul risipitor. Cel ce va vorbi, o să vă prezinte să vedeți ce frumoasă este starea de pocăință și cum trebuie ea făcută cu smerenie și cu dragoste. Iar cel ce va veni iarăși când va fi duminica din nou a înfricoșatei judecăți, o să vedeți cum să stăși la judecată. Cel care va veni o să vă mai spună și cum e cu izgonirea lui Adam din rai și duminică de duminică Dumnezeu va rândui ca cineva să vă spună ce trebuie de făcut. Dar primul lucru care trebuie făcut când mergeți acasă, un dop de vată pus în urechea stângă sau dreaptă să se mai oprească cuvintele în cap și să meargă în inimă. Că ele trec așa ca la curent când îți geamurile deschise. Adică trebuie să mai și intre în noi ce am auzit. Trebuie să mai și facem ce am auzit. Trebuie să mai și împlinim. Că Ioan Gură de Aur așa spunea, dacă aș ști că cuvintele mele numai vă gâdilă urechea și nu vă folosesc la nimic, mai bine aș vrea să mor. Și eu la fel aș vrea, decât să știu că în bârnova asta amărită așa și năcăjită cum e ea, că nu sunt toți bogați, sunt și oameni săraci. Cu o biserică de 400 de ani, care e întreaga valoare a comunei, cu sat de oameni de pe vremea lui Miron Barnovski și mai vechi, au ajuns unul câte unul să se ducă să se închine dracului pentru bulendre și mâncare și să se ducă la secte, mai mare rușinea, mai bine ai pune o dinamită să zboare biserica de aici, să nu se pângărească de asemenea oameni. Nu e o rușine națională, nu e o rușine comunală sau o rușine, dacă vreți, românească,
Într-un sat, într-un an de zile, deja se ia de maraj 7 sau 8 sau 10 sectari. Nici nu e început anul și deja s-au mulțit. Și încă vin, și încă vor mai veni, și încă vor mai năvăli. Mă oftic acest lucru extraordinar. Adică de 10 ani e Sfânta Liturghie zi la zi, de 10 ani să trag clopetele și să bate toaca și oamenii să șadă așa nepăsători cu mâna în sân și să-i lasă să se oproșească pe aici, în loc să ia în ghiare. Eu nu pot, că mă dă la poliție și spune, domnule, faci prozelitism, dar tu poți să le iei de chef. Băi, tu ce cauți în satul ăsta? Hai, stânga împrejur, dacă te mai prind odată, îți dau foc la boarte. Altfel, cei care sunteți de față, veți vedea cu ochii voștri căderea bisericii creștine, exact cum au văzut iudeii căderea Ierusalimului. Cei care suntem de față, veți vedea cum copiii voștri, pentru un blid de mâncare străin sau pentru o buleandră străină adusă de la jidani, de la țiganii din afară, vor pieri cu sufletul în fața lor, tremurând pentru o margarină sau pentru o bucată de carne presată sau pentru o rufă. Lucru care orice femeie pe vremuri avea 2 metri de cânepă și își făcea un țol pe pat sau își făcea din lână oi o bluză și nu murea de frig. Trebuie foarte mare atenție, trebuie foarte mare dibăcie și pricepere. Unde îi simțiți că se oproșesc scuipații, aruncați după ei cu pietre. Eu nu îndemn la incitare, dar nici nu trebuie lăsați să intre așa ca în codru. În 90 nu era niciun sectar, unul și ăla bătrân, în 99 deja s-o 10. Ai la Todirel, ai în capul satului vreo 6 deja oproșiți, mai ai pe aici, pe la drum, nu știu pe unde, cum să merge în crucea satului spre pietrărie, de-a lui nu știu care, iară iehoviști, mai în capul satului iarăși niște penticostali, atât le trebuie, numai să se grupeze. Mâine, poi mâine să obține o aprobare și să face o bisericuță, după ce a făcut bisericuța, încep să apară reclamele și mașinile străine, încep să apară cămătarii care vin și îți dă bani și haine și după aia scoate pe dracu din casă, dacă poți, că nu mai poți scoate. Ar fi o mare rușine ca într-un sat care a rezistat 2000 de ani fără sectari, amul la urmă, când Apocalipsa bate la ușă, să intre acești nenorociți și să strice satul. Trebuie să acționați într-așa fel. Este și preot la parohie, trebuie să vorbiți și cu el. El e cel mai în măsură să-i înfrunte și trebuie vorbit, dacă e nevoie, și asta nu spun din răutate. Și la primărie, când umblă după o aprobare sau după o hârtie, să nu îi se dea. Dom'le, nu faci biserică aici în sat, du-te și te roagă un oraș de unde ai venit. Că altfel o să ajungă să se împartă, nu o să fie creștinii de la parohie și creștinii de la mănăstire. O să fie 7 turme. O să fie o turmă de penticostali, una de iehoviști, una de baptiști, fiecare cu ce va colecta, își vor face slugușoarele lor. Și apoi să vedeți, nu mai mult decât atât, 2 copii, uite atâta, care i-am împărtășit eu cu mâna mea ani de zile. La școală, aici în sat, a unuia care s-a trecut acum de aici în sat, le spunea la ceilalți, bă, dă bă, chipul ăla ce-a oprit jos de pe perete, dă bă, acea icoană, acea e poză, bă, dă-o jos, băi. Eu care le-am dat cu lingura în gură, deci ca să vedeți dracu cum i-am vrăjbit și cum i-am învârtit. Posteau tot postul și veneau la biserică și acum ei se spăre de o icoană. Și le-am spus la alți copii, când mă întrebau, părinte, ce să fac? Dă-le peste cap! Bate-l cu capul de perete, să ducă să-i facă măsa și tați-o școală acasă, dacă nu-i place școala generală a satului. Nu discutați cu ei, când ne-ați prins că încep politică de genul ăsta, plesniți-i peste gură. Pentru că copiii sunt nici, ei nu știu, azi unul, mâine altul, poi mâine altul, și foarte ușor îi racolează. Și dacă apucă să-i smintească sufletește, smintiți și așa sunt ei pentru necredința noastră, smintiți și așa sunt ei pentru vremea care e afară, smintiți și așa sunt ei pentru greutățile prin care trec, dacă se mai smintesc și de la sicriul și crucea lui moșul și strămoșul și o iau spre alte religii, sminteala-i gata, o să te trezești într-o zi că bat biserica cu pietre sau... Cel puțin spune, domnule, ăsta e un grajd, nu-i biserică. Și ar fi cea mai mare rușine, adică ar fi căderea de la urmă mai rea decât cea din tâi. Pentru că spunea Sfântul Antonie, mai plăcut să sunt în fața lui Dumnezeu curvarii sau bețivii ce să pocăiesc, decât sectarii care hulesc pe Duhul Sfânt și biserica. Amin. Lăudați pe Domnul!